Coldplay ar fi putut fi pentru colegul Cătălin Striblea, fan Coldplay, că tot e ziua lui. La mulți ani, Cătălin. La mulți ani, domnul Striblea. Sănătate. Bine, cred că și place Coldplay. Culinaria, deci, nu? Da, astăzi culinaria. Vorbim despre ceva ce ne place nouă foarte mult, și anume marinada. Marinada mai ales pentru cărnuri care merg la cuptor sau la grătar. Hai să ne rezumăm când ai la început, grătar. Că o dai direct în grătar. La grătar facem asta treabă, la grătar, abordare. Că poate se îmbunătățește vremea mai devreme sau mai târziu și o să începem să experimentăm. Și acum marinadele, în general, știți, au câteva ingrediente care trebuie să fie acolo, mai degrabă sunt principii. Trebuie să fie ceva sărat, trebuie să fie ceva aromat, trebuie să fie puțină grăsimioară și trebuie să fie și ceva acid. Și fiecare din componentele astea are rolul său. Sarea extrage mai întâi umezeala din carne, după care reintră și se combină cu toate aromele de la suprafață și după aceea reintră în carne în timp ce frăgezește fibrele musculare. Aroma știm ce face. Atenție foarte mare cu acidul, că greșeala este să pui lămâie, să zicem, și să ții prea mult. Asta distruge textura cărnii și obții ori o structură de asta pateoasă, așa, ori culme. Se poate și întări carnea dacă ții în acid, în suc de lămâie, ce se pune de obicei, sau oțet balsamic, mai pun unii. Dacă ții prea mult, distrugi fibra cărnii. Deci, de exemplu, eu am lăsat aseară la frigider, vreau să fac azi, dacă am noroc și nu plouă, niște pulpe de pui dezosate, le-am pus într-o marinadă simplă de iaurt. Iaurtul are această particularitate foarte interesantă, frăgezește grozav carnea. De pui. Deci, de pui, da. Trebuie să o încercați toate. Deci, o marinadă de iaurt, în care, pentru că am lăsat-o peste noapte, n-am mai pus nimic altceva acid, că ajunge cât aciditate are iaurtul respectiv, și am adăugat, am pus curry. Curry și niște praf de chili și niște praf de chimion și cred că am mai pus și un pic de praf. Ai pus curry? Da, curry. Ulei? Okay. Nu am pus ulei de data asta. Uleiul este important, grăsimea este importantă. Bine, de ce? Care? Pentru că păstrează umezeala cărnii respective. Dar cred că o să iasă foarte bine. Și fiecare trebuie să experimenteze. Eu am reluat grătarele din aprilie. Dacă tot am fost bolnav, practic de aia n-am rămas cu sechele și m-am recuperat foarte bine. Am slăbit în COVID niște kilograme, le-am luat pe toate înapoi cu ajutorul grătarului, printre altele, și am descoperit în ultima perioadă marinadele chinezești. Că, na, am mâncat și eu, am făcut multă marinadă cu iaurt, mai ales pentru pui, și e foarte bună marinada. Dar marinadele chinezești sunt foarte bune pentru că sunt dulci. Ele sunt dulci și pentru unii din acest motiv sunt foarte bune. Da, și dar toată lumea care a mâncat din preparatele marinate de mine cu marinade chinezești s-a dat în vânt, de la copii până la adulți, sunt bombă. Okay. Ele sunt pe bază de melasă. Da. În general, melasă se găsește. Putem cumpăra melasă dacă nu o înlocuim cu zahăr, pur și simplu, și, sau miere. Melasă. Melasă, mai bine decât zahăr sau... Ce e important cu marinadele astea chinezești este ca să țin mult carnea, adică cel puțin 24 de ore în marinadă, și înainte să o pui pe grătar, să o ștergi bine cu șervețele de hârtie, pentru că altfel melasa sau mierea se ard, da. Și se fac scrum și... Și nu e treabă. Nu e amuzant deloc. Da. Deci cel mai bine e să o ștergem bine, bine, bine cu... Bine, mă, pui melase, ce mai pui? Și acum, să spunem marinadele. Ia. Prima e dedicată pulpei de pui. Că ai zis tu că faci pulpe de pui, să o încerci pe asta, e marinada Peking Duck. Așa, că lață de pechen. Da, dedicată raței, foarte bună și cu pulpa de pui. Da. Și care se face cu următoarele condimente. Scorțișoară, ghimbir, okay. Nucșoară, cuișoare, piper sihuan, sos de soia, dar nu foarte mult. Da. Adică trebuie să fie mai spre uscată melasa asta, marinada asta. Și melasă plus puțin ulei, o lingură de ulei așa. Dacă n-ai melasă, pui zahăr și îl amesteci bine de tot cu uleiul și cu sosul de soia până se dizolvă. Da. Cât de cât, și toate aceste condimente. Și este o smacolină foarte aromată. Este o smacolină foarte aromată în care pui pulpele de pui și le pui într-o pungă de aia cu șliț sau o pungă oarecare. Da? Și le lași la frigider de pe o zi pe alta. Da. Le ștergi bine și le faci la grătar. Bun. Cealaltă marinadă se cheamă marinada Sichuan și este foarte bună pentru ceafa de porc. Iată, avem două dintre cele mai
dintre preparatele tradițional românești la grătar, pulpa de pui și ceafa de porc. Mă, nu e Sichuan? Sichuan, Sichuan, așa. Zic, adică ea vorbesc cu lață și tu vrei eu să zic Sichuan exact ca la cartele, nu? Da. E, la Sichuan, ingredientele așa? Sunt după cum urmează. Da, vă rog. Miere, gen o lingură, două. Așa? Bine, acum depinde de cantități, mi-e greu să vă spun, că e în funcție și de câtă carne faci. Auzi, să înțeleg că ție îți place dulcele, am așa, mi se pare că... Da, da, miere și melasă. Deci se pun atât miere cât și melasă sau zahăr. Ok, și niște mierea frișcă. Doar de gust așa, gen, așa. Știi, adică e mai puțină cantitativ decât melasa. 5 condimente chinezești se găsesc. Uh-huh. Deci un mix de condimente ce conține cuișoare, scorțișoară, anason stelat, fenicul și piper sihuan. Ok. Da, bine, tu poți să le iei pe toate astea și să-ți faci tu singur cele 5 condimente chinezești, dar nu prea are sens. Da. Pentru că pui un praf, adică nu pui foarte mult din ele. Sos hoisin, care acum se găsește că se deschid tot mai multe magazine asiatice în București, cel puțin nu știu care e situația în celelalte părți. Se găsește la supermarket. Se găsește și la supermarket. Sos hoisin deja e peste tot. Sosul hoisin e bază. Se mai pun sos de soia, dar și sos de soia dark. Sosul de soia dark e în recipiente mai mici și este mult mai puternic mai aromat decât sosul de soia normal. Și la fel puțin ulei. Și asta se dă pe ceafa de porc, adică se scufundă ceafa de porc în șmecheria asta și tot așa stă la frigider. E, asta poți să o ții chiar și două zile, după cum ai constatat și tu cu mușchiul de porc, da, cu fileul. Dacă are de mult dulce, melasă, zahăr, porcul miere... duce. Da. Poți să-l ții și trei zile la marinat, știi, și are mai mult timp să-și tragă mirodenile. Da. Și la final vă garantez că e bombă. Dar la fel trebuie ștearsă, da, bine cu hârtie înainte să o punem pe grătar, pentru că ea și înmagazinează toate aromele. Și la final îl chemăm pe domnul Zafiu cu noua lui mașină de tăiat cartof pai, pe care a primit-o cadou în această dimineață. Bravo, să ne facă o demonstrație și să mâncăm și noi ceva. Asta așa că i-am luat mașina, altfel noi asta mâncăm numai cu salată. Eu caut un motiv să fie și ziua lui Vlad azi, că uite, ne scrie cineva că azi e și Sfântul Apostol Luca. Na. Ca să vezi, dar Luca Arbore. Am uitat în... Dar Sfântul Apostol Arbore? În calendarul ortodox e ceva cu Sfântul Luca al Crimeii. Asta e un Sfânt Luca mai cichitito. Bă, da. Nu e la... E Sfânt. Șeful, ăla e în octombrie. Da. Deci la mulți ani, Luca Pastia. Mulțumesc frumos. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.